În acest tutorial vom continua implementarea adăugării cuponului și am făcut formularul, prin urmare urmează să facem funcția, să validăm și să afișăm noile cupoane. Deci haideți să începem. Deci acest formular trebuie să devină funcționabil. Formularul l-am făcut în tutorialul trecut, partea de HTML, partea grafică a formularului și acum urmează să-l facem și funcțional. Deci trecem în VS Code, mai scriem aici o rută de tip post, unde să spunem adăugăm în baza de date un nou cupon. Luăm Ctrl-C, Ctrl-V. Aici ruta va fi, bineînțeles, de tip post. O vom numi, să zicem, new, dacă asta a fost add, asta să zicem new, add. Funcția oricum, numere puteam să lăsăm același, dar funcția oricum, numere trebuia să-l schimbăm. URL-ul putea fi același pentru că sunt rute de tip diferit, avem get și post. Dar prefer să lucrăm, ați văzut tot timpul, să lucrăm cât mai clar. Și atunci putem schimba și denumirea aici, deci ne cupon add și funcția este, am zis, va fi și add cupon new add, da, pentru că avem controllerul și atunci trebuie să schimbăm și numele funcției. Vedem că am grupat, să nu uităm că am grupat după controller. Și atunci nu mai folosim noua sintaxă din Laravel 8. Și bineînțeles la Laravel 9 în care lucrăm noi acum. Și deci în cupon avem aici New Controller. Deci să comentăm, afișăm formularul pentru adăugarea unui cupon și comentăm. Așa și acum Ctrl-C. Adăugăm noul cupon și avem public function add cupon. Bineînțeles vom avea deocamdată un request, $request. Nu vom face o funcție, vom adăuga o validare, un request personalizat, validation. Vom crea pentru validarea acestui request. Așa, dar deocamdată și să scriu aici add cupon. Și deocamdată până să facem validarea, să scriem cum ne-am obișnuit, $coupon egal cu new coupon. Acesta nu știu dacă l-am importat, e importat aici. $coupon egal cu new coupon și începem să scriem funcția de validare, deci $coupon cod egal cu $request cod. Așa și mergem mai departe. Deci dublăm de câteva ori. Deci după cupon cod urmează cupon type. Deci cupon type, cum am denumit noi, $request cupon type. Așa, urmează percent, $coupon percent. Aici trebuie să vedem cum facem, pentru că avem niște câmpuri. Deci, cum am văzut aici, new la percent sunt de tip radio. Deci, input class type radio value 1, name active.
Nu aici la activ, coupon amount, coupon value, coupon percent. Deci type name percent, name și aici trebuie să fie tot percent. Așa, ID, bineînțeles, va fi alt type radio, class, name percent. Și aici avem fie value 0, fie value 1. Deci e ok să punem, deci indiferent care e valoarea, deci va fi percentul acesta. Deci percent. Așa, după percent ce urmează? Urmează cupon value. Deci, control de value. După aceasta, după value, coupon amount. Ia să vedem cum l-am numit amount. Deci avem percent value amount. Dublăm, după amount avem description. Ok, description. Coupon value, coupon amount, coupon description, după aceea trebuie să vedem dacă e activ sau inactiv. Și aici vom lua, deci aici este 0. Deci putem să zicem if dollar request activ ce dracu request if dollar request activ egal cu 1 și bineînțeles să punem și parantezele și acum acolo, deci vom avea dollar coupon activ egal 1. Else, valoarea default, cred că else, dollar, coupon, activ, egal 0. Așa. Deci aici ai input name activ, ID activ 1, activ 2, value 0 și aici value 1. Deci e corect ce am făcut până acum. După activ mai vine și expire date. Deci dollar coupon expire date este egal cu dollar request expired at. Probabil dacă valoarea implicită este null. Și să vedem aici dacă name input type de name expired at. Deci am pus foarte bine old expired at și așa at coupon și acum totul ar trebui să fie bine și la sfârșit, bineînțeles, dollar coupon save și vom avea și un alert success
Cuponul a fost adăugat în baza de date. Și aici persistent true false parcă era. O să mai verificăm noi dacă nu ne dă OK. Deci aici trebuie să importăm, e acel package pe care l-am adăugat noi, așa, și după aceea return redirect și aici vom avea route account order list. Și putem să zicem și with success, dar dacă tot am pus mesajul, nu mai are rost să-i mai dăm și un, să mai afișăm și un mesaj de confirmare. Deci deocamdată nevalidat, haideți să validăm, să facem, să vedem că merge și după aceea vom scrie și codul de validare. Deci ne întoarcem așa, să-i zicem discount 30. Zicem și noi coupon type general percent, da, percent coupon value. Mai zicem 30%, deci avem coupon amount. Asta o lăsăm 0, o să facem și să fie implicit coupon amount 0. Deci reducere generală 30% din orice produs. Va fi activ și expire date, să zicem, peste o lună. Deci mergem și selectăm pe iulie 21, astăzi fiind așa. Dar, bineînțeles, va trebui să ia să vedem dacă îi dăm un refresh și nu și le-a păstrat. Deci să nu uităm să punem și ordurile, că am uitat să punem funcțiile aici, deci ne întoarcem. Și cu ocazia asta ne dăm seama că trebuia să punem și funcțiile acelea old. Deci new blade pe aici, dar în primul rând la list blade, să vedem admin coupons, deci în, trebuie cumva în componenta livewire să mergem. Livewire admin coupons blade și card, da, nu aici ne interesează într-adevăr, ci exact aici la list, la new blade aici avem formularul, da, am confundat eu. Deci în formularul acesta trebuie să punem acțiunea respectivă. Deci mergem sus, form action, deci avem route account, deci coupon add. Metod post e bun, SSRF e bun, deci acum e bun, să nu vedem, să ne convingem că butonul de jos e de tip add coupon, este de tip submit, deci este bine, add coupon, control-s, așa, și ce am zis că vreau să aici tot exact în acest formular vreau să pun și old description. Ia să vedem, old description mi-a păstrat-o, nu mi-a păstrat-o, oare de ce? N-am pus-o bine, înseamnă general. Așa, coupon code, așa, value old code. A, dar n-am avut, nu mi-a păstrat pentru că n-am avut formular postat. Într-adevăr, n-aveam nicio funcție și de asta. Mă miram că erau bine scrise funcțiile, aveau și valorile old. Dar acum ia să vedem. Deci am spus disk 30 general percent 30 coupon amount 0 și discount general 30% pentru orice produs. Activ și am zis pentru
pentru o lună e valabil. The post support post method is not, deci am greșit la rute undeva, ne întoarcem în VS Code. Înseamnă că la rute, la formular admin coupons add, și să vedem rutele. Deci aici coupon, sad, coupon. Coupon sad e bine, post, ruta e bună. Și add coupon. Da, n-a fost nicio greșeală, doar că schimbând numele rutelor pe acolo și le-a păstrat în memoria cache și a trebuit să dau un PHP Artisan Route Clear. Deci să țineți minte că dacă mai umblați pe la rute, trebuie să dați PHP Artisan Route Clear, mai ales dacă le aveați deja cumva. Și deci rutele noastre le-am refăcut, să zic așa, după ce am dat raut prima rută pentru afișarea formularului get new, new coupon, coupons new, iar aceasta a doua este add, add coupon, coupons add. Și acum am verificat eu că merge, haideți să vedem în Chrome. Așa, lista cupoanelor, add coupons și să zicem, dau iarăși începem discount 30, coupon type general percent 30, asta 0, pentru toate comenzile 30%, activ și expire date este o lună și add coupon. Cuponul a fost adăugat în baza de date și ne întoarce aici la lista cupoanelor unde, bineînțeles, urmează să le afișăm. Dacă ne uităm și în baza de date, îl observăm că este coupon type, percent, 30, amount, discount general, activ, ok. Și acum nu îl afișăm încă pentru că vreau să și validăm. Aici, deci, vom scrie o nouă validare și această validare, acest request personalizat pentru a crea o validare personalizată. Deci, comanda este PHP Artisan make request content, ca să le avem aici în dosarul content add coupon request. Foarte simplu, am scris-o eu ca să nu mai stăm să pierdem timpul. Deci, în primul rând, la public function authorize dăm true, apoi la rules avem code required și apoi unic în tabelul coupons și pe coloana code. Deci am folosit de data aceasta sintaxa cu array, deci paranteze drepte, o matrice de reguli, deci required, value, valoarea cuponului trebuie să fie numerică și required, amount, care este suma minimă a comenzii, poate să fie nullable, dar dacă există trebuie să fie numerică, description nullable, dar maxim 500, expired that required, expired that este required și trebuie să fie de tip dată. Și aici a doua funcție în request, public function messages și câte un mesaj personalizat pentru fiecare. Condiție pe care am considerat expired that required, vedeți, trebuie să introduceți o dată de expirare a cuponelor și ca să fie dată calendaristică, trebuie să introduceți o dată calendaristică. Deci le vedeți foarte clar care sunt. Puteți să personalizați mesajele, puneți-le mai inspirate
Și deci în Coupons Controller, aici la adăugarea noului cupon, vom folosi Add Coupon Request pe care îl adăugăm aici, Use app HTTP Request Content Add Coupon Request, deci în loc de requestul standard, ne face toată validarea și codul rămâne același cu așa. Și acum dacă mergem să testăm, deci mergem în cupoane, deja avem două pentru că am adăugat eu cupoane. Ce am mai făcut să vă arăt? Deci am mai făcut și o validare client-side. Deci în formularul nostru am mai adăugat un required, deci un atribut required pentru inputul expired date și la fel pentru inputul de tip acest input pentru cod. Deci am mai pus și nu la percent, să vi-l arăt aici la cod, unde cod i-am mai pus acest required. Deci ca să avem și o validare client-side. Deci nu mă lasă acum, vedem dacă, stați să trec în Chrome. Deci acum dacă dau Add Coupon, deci dacă vreau să postez formularul, nu mă lasă pe client-side. Pe de altă parte, dacă dau un cupon care există deja și dau Add Coupon, trebuie să completez și acesta. Așa, Add Coupon. Deci, acest cod este deja utilizat în baza de date. Deci, îmi verifică unicitatea. Da, și aici trebuie să introduc o valoare numerică. Așa, și coupon value și asta. Deci, pot să îi zic așa, să zicem categorii, să zic race 20, să zicem pentru toți pantofii de alergare racer, să zicem așa, o să iau de tip categorii, percent, enter, coupon, am zis 20, cuponul meu nu interesează, deci toți pantofii de alergare de tip race vor avea discount 20% ca explicație. Activ, inactiv, data 07/21, add coupon. Cuponul a fost adăugat în baza de date. Avem deja 3 cupoane și putem să mergem să le și afișăm acum. Deci suntem în VS Code din nou și în list aici trebuie să mergem în componenta Livewire, desigur, pentru că aici afișăm, deci să închid views, admin views și mergem în Livewire, admin coupons, blade, deci lista cuponelor aici în carne și bineînțeles for else. Așa, aici dollar coupons, as dollar coupon, mai întâi să facem și tabelul, deci table.table.table stripped. Așa, și vom începe cu un TH, asta să iau eu codul din Bootstrap. Da, îl băgăm frumos aici, Ctrl-V. Este codul din Bootstrap, deci aici avem așa. Cod. Value. Amount. Așa, amount, ce mai avem? Expire. Să zicem și aici încă unul description. Expire și aici vom mai avea încă actions.
Ok, și deci aici în T-head o să avem după aceea un T-body. Și vom avea for else aici. Control X, deci în T-body. Control S, deci în for else vom avea pentru fiecare cupon câte un rând. TR și vom avea un TD în care vom avea dollar loop iteration. Al doilea va fi dollar code, dollar coupon code. Al treilea va fi description. Dar bineînțeles cu d mic. Apoi value. Apoi amount. Apoi expire. Și să sperăm că ne ia și formatul direct. Deci vom avea DM Y. Așa, și încă un TD pentru actions pe care îl vom lăsa gol. Salvăm. Vedem codul așa, l-am salvat. Și mergem acum, bineînțeles, în Chrome să vedem cum ni-l afișează. O eroare, function format on string. Deci, bineînțeles, expire dat format și nu avem, trebuie să facem un cast, cum am mai văzut în alte modele, vă arăt imediat. Și deci tot ce trebuie să facem ca acest câmp să fie o instanță carbon este să introducem acest protected dollar cast expire dat daytime, deci ne transformă într-o instanță carbon acest cast, deci acest câmp. Și bineînțeles putem să transformăm și altele în alte valori. Deci ne asigurăm că e un date time pentru că el din baza de date ne-a adăugat un string și așa suntem asigurați că avem un date time și o instanță carbon. Și acum putem să vedem că dacă dăm un refresh în Chrome totul este afișat corect, expired, acțiuni, 30 mai, discount general. Asta 1, 2, 3, bineînțeles, trebuie să facem și paginația. Pentru că noi le avem paginat și deci, nu, deci trebuie să mergem în list blade, în admin coupons, da, să vedem, ia să văd, admin coupons. Aici ar trebui să fie coupons admin și aici după table să mai punem un div și în acest div să punem dollar coupons links. Așa, la empty să punem și aici un alert. Alert info. Nu aveți, nu există nici un cupon
în baza de date. Și în loc de loop iteration, pentru că avem paginat, vom folosi asta, am luat-o și eu de la users direct. Haideți să o pun mai așa ca să o și vedeți. Și bineînțeles, în loc de users va trebui să avem coupons. Am mai explicat-o, deci ca să, pentru că de fiecare dată numerotarea începe pe fiecare pagină, trebuie să ținem cont pe ce pagină suntem și să adunăm respectivele pagini, astfel încât să ne dea și pe paginile ulterioare o numerotare corectă, adică pe pagina 3 să fiu la 40 și ceva de cupoane, să nu înceapă pe fiecare pagină de cupoane numerotarea iarăși de la 1. E explicată și în alte părți și se vede clar. Dacă vă uitați puțin, o să înțelegeți de ce am făcut-o. Dacă nu, o aveți pe GitHub și o puteți lua codul de acolo. Și mai dăm un refresh la pagină să vedem că nu s-a schimbat nimic și într-adevăr, deci fiind o singură pagină, numerotarea a rămas, valoarea amount, aici am mai putea să punem un câmp percent. Și vom merge aici în value, deci după value vom pune, să îl copiez pe ăsta, o să punem percent. Să-l pun așa. Fix. Ca să nu mi ocupe nici prea mult. Și deci am zis că după value și aici o să pun coupon percent semnul întrebării. Deci dacă este true voi avea percent. Else fix control și vedem că într-adevăr ne apare așa și în tutorialul următor o să adăugăm și acea mică componentă ca să-l facem activ sau inactiv, mi se pare acum el a luat absolut așa, dar acolo vom face ca să-l activăm sau să-l dezactivăm direct, cum mai avem în atâtea componente, e deja făcută, deci pur și simplu o luăm și o punem într-o nouă coloană data viitoare.